și bine ați revenit la Profun Online. Chiar că ați așteptat cu mare nerăbdare, pentru că ieri s-a întâmplat de n-am reușit să ajung eu. Îmi cer iertare pentru că n-am reușit să ajung. Asta e. A fost nepoțit pe la mine și atunci n-am făcut decât să încerc să găsesc o legătură, să un telefon, să vă pot anunța. Așadar, dragilor, bine ne vedem și iată-ne repede grăbiți să pornim treaba. Vom învăța astăzi niște lucruri extraordinar de frumoase. Cele mai interesante cu putință. -5, -2? Și de acelea, și de acelea. Dar mă gândesc să fac și cu mulțire. Da? Nu să mă gândim acasă, dacă se poate cu mulțire sau cu... Așa, și la mulțire și la împărțire. Este teribil. Ne ocupăm de treaba asta, da? Haideți să încercăm să facem așa. 7 ori 8. Hai să punem și un titlu. Învățăm lucruri extraordinare. Da. Învățăm lucruri extraordinare, da? Învățăm. Lucruri interesante. Cei care vor intra pe Prof Online trebuie să stea acum lipiți de Prof Online, pentru că le vom prezenta niște lucruri foarte, foarte interesante. 7 ori 8 am învățat împreună că îl putem scrie pe 7 ca fiind 5 plus 2 onoare, înmulțit cu 5 plus 3, da? Ei bine, haideți să vedem cum se desfac două paranteze. Așa, pe fugă v-am spus. Ăsta din primul stă cu ochii pe toți ceilalți. Deci fiecare pe rând îi atacă pe cei de aici, da? Deci vine, Ștefania, te rog să spui tu, cât va veni, egal cu? 5 ori 5. Da, 5 ori 5. 5 ori 3. Dar și scrii, te rog, da? 5 ori 5 plus 5 ori 3. Și 5-ul și-a făcut treaba, că i-a lovit pe amândoi, din a doua paranteză. Cine vine la rând acum? 2-ul. 2-ul și începe. Plus 2 ori 5, zim tu, Noemi, 2 ori 5 plus... Păi 2 pe amândoi îi lovește. L-a lovit pe 5 și acum lovește pe 3. Plus 2 ori 3. Plus 2 ori 3. Încă o dată pentru tine, Noemi. Deci, îl iau pe 5 și se repede și la ăsta și la ăsta și rezolvă treaba. 5, 5 ori 5, 5 ori 3. După care vine 2 și își face treaba. 2 ori 5, 2 ori 3. Da? Da. 2 ori 3. Înțeles? Și cât face? Cât ar trebui să facă? Cât face 7 ori 8? 56. 56, foarte bine. 56 trebuie să ne dea și nouă aici. Să vedem dacă ne dă. 5 ori 5 face cât? 25. Da. Plus? 5 ori 3, 15. Așa. Plus? 10. 10. Plus? 10. Plus 2 ori 3. 2 ori 3 trebuia să scriu, nu 2 ori 5. Da. Eu am greșit. 6. Da? 2 ori 3, 6. Și cât face în calcul? 25 cu 15. Cât faci? 40 cu 10. 56. Excelent. Deci face 56 așa cum am așteptat. Iată că putem să reducem mulțirea 7 ori 8 la mulțirea două paranteze. Că am zis eu 5 și cu 2, 5 și cu 3. Dar putea să fie și 4 și cu 3. Și 4 plus 4 bunoare la 8, da? Și tot așa atacul se produce. Însă eu am mers cu 5-ul, că 5-ul este mai la îndemână. Vom face și la tablă? Vom vorbi și la tablă, sigur că da. Uite că ai pus problema, hai să zicem 7 ori 9. 7 ori 9 și lucrează tu. 7 ori 9 este egal cu? Este egal cu 5 plus 2, închide paranteza, ori 6... Ori 5 plus, tot cu 5. 5 plus 4. Scrii mai frumos. Am uitat, mă, că tu ești cu scrisul ăsta specific al tău, da? 5 plus 2, 5 plus 4.
Pasageta sau scrubire? Deodată. Cinci ori cinci. Punem punct. Punem punctul. Ne obișnuim cu punctul. Așa, așa va fi. 5 ori 5 plus... Plus 5 ori 4. 4, punct. Punct, punct, trebuie, da? 5 ori 4, da. Plus 2 ori 5. Da. Plus 2 ori 4. Egal. Egal cum? 5 ori 5, 25. Plus... Da. Da. Odată așa? 20, corect? Așa. Plus 2 ori 5, 10. Da. Plus 2 ori 4, 8. 8. Și egal aici? 25 plus 20 face 45. 45 plus 10 face 55. 5. 55 plus 8 face 60 și... 63, corect, 63. Perfect, perfect. Hai să vedem 6 ori 8. Stefania, da. Hai să vedem și tu 6 ori 8. Egal cu 5 plus 1, tot cu 5. 5 plus 1. Înmulțit cu 5 plus 3, da? Și este egal cu? Egal cu 5 plus 5. Da. Plus? Plus 5 ori 3. Da. 5 ori 3. Plus? Da. 1 ori 5. 1 ori 5. Plus 1 ori 3. 1 ori 3. Și egal cu? Egal cu 5 ori 5, 25. Corect. Plus 5 ori 3, 15. Plus 1 ori 5, 5. Și plus 1 ori 3, 3. Și egal cu? 25 plus 15 face 40. Da? Face 30 așa și 5 cu 5, 10 încă 10, 40. 40 plus 5, 45. Și 45 cu 3, 48. 6 euro, 48. Da. Cum era de așteptat, da? 6 euro, 48. Corect. Foarte bine. Noemi și tu. Să zicem 7 ori 9. Am zis 6 ori 8, hai să spunem 8 ori 8. 8 ori 8, poftim. 8 ori 8. Egal 5 plus 3. Da. 8, 5 plus 3. Da. Egal. Egalul mai mare, că se doare și la cameră, egal, da. Primul 5, îi lovește pe cei de... 5 ori 5. 5. Plus 5 ori 3. Da. Plus 3 ori 5. Așa. Plus 3 ori 3. 3 ori 3. Este egal cu... 5 ori 5. 5 ori 5, 25. Da. Plus 5 ori 3, 15. Da. Plus încă o dată 3 ori 5. 3 ori 5, 15. Așa, și plus 3 ori 3, plus 9. 9. Și egal cu? 25 plus 15, 40. 40 plus 15, 55. Da. Plus 9... 64. 64. 8 ori 8 fac 64, corect. Asta este. Da. Sigur, spuneam mai devreme Noemi, că încercăm să renunțăm la acest ori, cum îl faceți voi, punem puncte acum la mulțire, da? Punem punct ca să subînțelegem că așa va fi notat înmulțirea. Din clasa a 5-a începând, punct veți pune. Și acolo.
Da? Și aici punem tot așa, punct. Corect. Și la 8 ori 8. Și 8 ori 8, așa, și 8 ori 8, corect. Ei bine, am să mă leg de 7 ori 9 ca să-l văd altfel. De 7 ori 9 e egal cu, în loc de 7 să zic 10 minus 3, 10 minus 3, înmulțit cu, în loc de 9 să zic 10 minus 1. Conform ideii de înmulțire, dacă putem pune cum vrem, numai, doar să ne dea 10, nu? Dar să ne dea 7. A, 7, pardon. Da? Dar să ne dea 7. Deci, ori zicem 5 plus 3, da. 5 plus 2, nu? Uh-huh. Ori punem 10 minus 3. Că tot 7 face. Și în loc de 8, 5 plus 3, sau noi am făcut 7 ori 9, nu? 7 ori 9. Deci, dar se poate face și 6 plus 1? Și 6 plus 1, cât vrei tu. A. Deci, ce combinație îți place ție? Am redus-o tot timpul la 5, pentru că mi-a plăcut la 50. 5 ori 3, 15 ori 4, 20, știu mai bine tabla mulțirii cu 5. Mm-hmm. Și, practic, am redus mulțirea la tabla mulțirii cu 5. Da? Iar acum va fi cu 10. Tot așa începem. 10 ori 10... 10 ori 10, 20. 100, poate. 100, 20. 10. Hai să scriem. 10 ori 10. Și acum... 10 ori minus 1. Când era ori plus, era plus acolo. Acum, 10 ori minus 1 ar însemna că sunt 10 de-al... Ca și cum ar face 10 ori 1. Ca și cum ar face 10 facem ori 1. Facem împărțire? Nu, tot de mulțire. Tot de mulțire, că zice aici e mulțit, nu? Da. Dar vreau să vă spun că semnul pe care îl vom pune va fi minus. Pentru că 10 ori minus 1 înseamnă că minus 1 e de 10 ori. Deci, 10 ori minus 1, copii, trebuie să înțelegeți că este egal de 10 ori de al de minus 1. Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Da? De câte ori? Deci, minus 1, minus 1, de câte am pus acum? 2, 4, 6, 8, minus 1, 9, minus 1. Și câți de al de minus 1 sunt aici? 10. 10. Deci, minus 10. Că noi așa am spus că când, în momentul în care au același semn, cât o face minus 2, minus 3? Am vorbit data trecută. Minus 2, minus 3. Minus 5. Minus 5. Minus 5, da? Minus 2, minus 3 fac minus 5. Adică, dacă ne gândim pe axă, aici puneam parcă pe 1, urmă 2, 3, 4 și mai departe. Aici puneam pe minus 1, Ștefania, ți amintești, da? Minus 1, pe urmă ce am fost? Pe minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, bun, și așa mai departe, până un posibil. Tot mergem aici, că doar avem spațiu. Da? Și acum, minus 2 ăștia și cu minus 3, am ajuns la minus 5. Deci minus 2 și cu minus 3 fac minus 5. Poate vin, dacă am 2 lei datorii și mai am încă 3 lei, înseamnă că am o datorie de 5 lei, da? Așa și aici. Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, face minus 10. Da? Va face minus 10. Înseamnă că acum 10 ori minus 1, cât să zic? 10 ori minus 1 egal cu minus 10. Da? 10. 10 ăsta mulțit cu minus 1 face minus 10. Ca și cum a zis 10 ori 1, 10, dar punem minusul, că 1 din ei e cu minus. Am terminat cu... Cu cine? Am terminat cu 10-le ăsta. Pe amândoi îl lovim, da? Pe amândoi. Și pe 10-le de aici și pe 1 de aici. Acum vine 3-ul. Dar nu-i 3 simplu. E minus 3. Și ca și cum ar fi 3 ori 10, dar e minus 30. Că sunt câți de-al de, de-al de minus 3? Un minus 3, încă un minus 3, 10 de-al de minus 3. Și face minus 30. Noemi, nu ți-e clar aici, mai insist un pic, da? Sim. Așa, păi trebuie să insisti, să spui, uite, nu, încă nu mi-e clar ce se întâmplă. Noemi, mai înainte ai zis 5 ori 5, tu ai scris aici, nu? Da. 5 ori 5, 5 ori 3. Dar amândoi erau cu, și ăsta e cu plus și ăsta e cu plus aici. Când nu-i se pune în față, numai numere pozitive sunt acum, da?
Deci 5 ori 5, 5 ori 3. Și s-a epuizat cu 5, ori vine 3. 3 ori 5, 3 ori 3. De acord? Da. Ei, când l-am scris pe 7 ca 10 minus 3 și pe 9 ca fiind 10 minus 1 și fac calculul, trebuie să ajung la același răspuns. La 7 ori 9, 63 trebuie să-mi dea. Dar acum, până să ajung acolo, același procedeu se întâmplă. 10-le ăsta se mulțește cu 10, că e mulțit aici. 10 se mulțește cu 10, dar se mulțește și cu minus 1. Da? Că e minus 1 aici. Nu este plus 1. Că dacă ar fi fost 10 plus 1, făcea 11. Și nu mă făcea 9 ca aici. Da? Da. Deci a zis 10 minus 1. Și acum, 10 ori minus 1 înseamnă minus 10. Adică sunt de-al de minus 1, în total 10. Și vine minus 1, minus 1, minus 1, face minus 10. Deci am pus aici și eu minus 10. Și 10-le de ăsta pe amândoi eu lovit. Da? Adică o lucrat asupra celor din paranteză. Ochiul... Deci ăștia din prima paranteză stau cu ochiul tot timpul spre cei din a doua. Cu ei se luptă. Deci bătălia se dă cu cei din a doua paranteză. Pe rând fiecare. Urmează acum 3 de aici. Dacă ar fi fost plus 3 ori 10, făcea 30. Dar este minus 3. Adică sunt câți de-al de minus 3? 10 de-al de minus 3. Și dacă facem 3 ori 10, 30, deci minus 30 va fi. Da? Deci, hai să scriu și eu. 10, ori scriu minus 3 ori 10, minus 3 ori 10, este același lucru cum aș spune 10 ori minus 3. Da? 10 ori minus 3. Și sunt 1 minus 3, apoi încă 1 minus 3, minus 3, minus 3, și mai departe, minus, minus 3, de câte ori? De câte ori trebuie să le dau? De 10 ori. Și dacă le adun minus 3 și cu minus 3, fac minus 6. Minus 6 și cu minus 3, minus 9. Minus 9 și cu minus 3, minus 12. Minus 12 cu minus 3, minus 15. Minus 15 cu minus 3, minus 18. Minus 21, minus 24, minus 27, minus 30. Deci, 10 de-al din minus 1 face minus 10. Minus 3 de-al, minus 3 de 10 ori luat, de 10 ori face minus 30. Și cât ar fi calculul până aici? Hai să vedem. Ar face aici 100. Că 10 ori 10 face 100. Minus 10. Minus 30. Cât face din 100, dar scad pe 10? 90. Din 90 scad pe 30? 60. E de parcă aș scădea din 100 pe 40. Că un 10 și încă 40, dau datoria 10-le și mai dau încă 30, ca și cum aș da datorii de 40, nu? Deci 100 minus 40, cât face? 60. Da? 60. Dar la cât trebuie să ajung? 7 ori 7 ori 9? 63. Deci, deci facem 3 ori 3 ori minus 3 ori 1. Asta e. Deci până acum am 60 până acum, nu? Da. Deci îmi trebuie la 60 încă 3. Plus 3. Deci minus 3 ori minus 1 face plus 3. Aici e momentul cel mai frumos al exercițiului. Pentru ziua de astăzi. Deci vine plus... Plus 3, da? Plus 3. Așa, da. Dragilor, noua descoperire în clipa asta este că minus 3 ori, punem în paranteză, ori minus 1 face plus 3. Minus 3 ori minus 1 face plus 3. Deci dacă amândoi sunt cu minus, și îi mulțesc, fac plus. Deci asta este foarte tare. Pentru că eu nu puteam să ajung la 63. Adică dacă puneam plus 3. Că până aici cât au făcut? 60, nu? Deci 60 plus 3 ca să facă 63. Vedeți? Asta este spectaculos. Și acum am descoperit că două numere negative mulțite ne dă un număr pozitiv.
Deci două numere negative înmulțite ne dă un număr pozitiv. Dacă unul e negativ și altul pozitiv, ne dă negativ. Cam așa am avut aici. Minus 3 ori 10 face minus 30. Deci, cât face, să spunem, minus 7 ori 5? Minus 7 ori 5. Deci minus 7 mulțit cu 5. Să se înțelege că e plus 5. Unul e așa și unul e așa. Cât am spus că face la mulțirii că unul e într-un fel și altul e într-alt fel? Păi 7 ori 5 cât ar face? 35. 35. Dar nu 35 cu plus, ci va fi 35 cu minus. Egal cu minus 35. Minus 35. Da? Iar dacă ar scrie de sub minus 7 ori minus 5, minus 7 ori minus 5, ne dă plus 35. Plus 35. Ne dă plus 35. Da? Egal cu plus 35. Deci când unul e cu minus, doar unul e cu minus, ne dă minus. Când amândoi sunt cu minus, obținem plus. Da? Scrieți chestia asta, că e foarte tare în cuvinte. Dacă este plus 5 ori minus 7, ne dă tot minus 35. Tot minus, că așa am zis. Dacă unul e cu minus... El a zis așa, dacă ar fi 7... Nu, dacă ar fi... Plus 5. Plus 5 ori minus 7. Adică pus în partea a dreaptă. Tot minus 35 face. Deci tot minus 35 și în condițiile astea. Deci dacă unul e cu plus, nu l-am mai pus plusul aici, să subînțelege că nu-l pun. Da. Că e pozitiv. Deci dacă unul e cu plus și altul e cu minus, la mulțire obține minus. Dacă amândouă sunt cu minus, la mulțire obține plus. Scriem cuvintele astea. Observație foarte, foarte importantă. Scrieți așa. Observație foarte, foarte importantă. Observație foarte, foarte importantă. Foarte, foarte importantă. Și subliniem. La înmulțire și împărțire, la fel sunt. La înmulțire și împărțire, la înmulțire și împărțire, deci 1, prima observație, da? Am zis foarte, foarte important. 1, prima idee care o spun, la 1. La înmulțire, în paranteză, și împărțire, când unul din ei este negativ, numai unul este negativ, când unul din cei doi termeni, când unul din cei doi termeni este negativ, obținem minus. Da? Când unul din cei doi este negativ, obținem minus. Alo. Lucian, se dă nouă lecție. Salut. Salut. Deci când unul din ei este negativ, obținem minus. 2. A doua. 2. Dacă amândoi sunt negativi, a doua idee, foarte important. Dacă amândoi sunt negativi, obținem plus. Da? Dacă amândoi sunt negativi, obținem plus. Ce facem noi acum? E atât de important, copii, încât, cum să vă spun, sper foarte tare ca foarte mulți ajung de sunt liceeni, de sunt la liceu și nu știu semnele astea, regulile astea. Și nimic nu le mai merge. Totul este făcut praf. Dacă lecția asta va fi văzută de cei care nu știu, vor avea șansa să spun așa, ce bine că am învățat și noi semnele în momentul de față, la înmulțire și împărțire. Deci la înmulțire și împărțire am spus așa. Când unul din ei este cu minus, obținem plus. Pardon, obținem ce am zis? Când unul din ei este cu minus, obținem minus. Da. Dacă amândoi sunt cu minus, obținem plus. Obținem plus, da?
Vă rog să-mi spuneți cât face, acum să facem antrenament, și voi să-mi spuneți concret cât face și cum face. Ia să văd. Vreau să spuneți cât face minus 9 înmulțit și pun într-o paranteză, minus 9 înmulțit cu minus 5. Egal cu minus 9 înmulțit cu minus 5. Plus 45. Plus 45. Am înmulțit 5 ori 9 și a ținut cont de lege. Dacă amândoi sunt cu minus, obținem plus, da? Plus 45. Nu mai pun plus 45, că se subînțelege dacă nu pun plusul, că este pozitiv. Cât este Ștefania? Minus 3 ori 5. Minus 3 ori 5, nu mai voi pe... Da, ce se mai... Dar unul e minus și altul e plus. Minus 15. Minus 15. Atenție, când numai unul este cu minus, obține minus, da? Când amândoi sunt cu minus, obținem plus. Hai să vedem. Cât este minus 9 înmulțit cu minus 4? Minus 9 înmulțit cu minus 4 îmi spune... Ricky? Ricky, da? Da, așa îi spune eu. Ricky, gata, Ricky, zic și eu Ricky. Ne dă... 30, plus 36. Plus 36. 4 ori 9, 36 și fiind amândoi. 36. 36, să zic înțelege. Cât face minus 7 ori minus 3? Minus 7 ori minus 3 egal cu, mai e mai? Plus 21. Plus 21, corect. Cât face minus 5 înmulțit cu 4? Înmulțit cu 4. Face minus 20. Minus 20. Unul e minus, da? Din cauza asta. Minus 20. Cât face minus 3 ori minus 4? Minus 3 ori minus 4. Plus 12. Plus 12. Cât este, Ștefania, minus 5 ori 5? Minus 5 ori 5. Minus 25. Minus 25, foarte bine. Cât este minus 7 ori minus 3? Minus 7 ori minus 3. Plus 21. Plus 21, foarte bine. V-am mai dat o dată, n-am mai fost atent. Minus 9 ori minus 3. Minus 9 ori minus 3 este egal cu? Plus 27. Plus 27, pentru că amândoi sunt negativi. Dacă vei rece, vei rece? Nu. Nu? Să mă duc eu fixul, da. Trece, treci Noemi la tabă și faci câteva aplicații. Care eu îi dau. E? Da, care vrei tu. Așa. Ia să faceți voi așa. Minus 213. Da. Minus 213. Minus 213. Înmulțit cu minus 479. Ia să de treabă, că am timp. Așa, am timp. Cât face asta? Ia să vedem. Înmulțit cu duc, deci să-l pun pe ăsta. Nu se poate să fie semne una lângă altul, fără să-l pun în paranteză. Deci aceea am mulțit și apoi l-am pus în paranteză. Și pe ăsta să-l pun în paranteză. Iată, vreau să văd ce semn puneți mai întâi și până care este rezultatul. Ce lucru va fi? Mi-a dat.
să pronunț bine numărul. Da, 109 plus 109.027. Pot face la tabă? 109.027. 27, da? Pot fi la tabă. Înmulțirea, fac, nu? Da, înmulțirea, practic. Nu mi-a dat. Nu ți-a dat atâta, nu? Nu. Poți să faci într-o parte și faci, într-o parte? Nu. Faci ea, faci fiecare. De fă-ți calculul și... Acum și Ștefania imediat o să-mi spună. 109.027. Da. Zi. 27, fapte scriu 2 găsim, 9, 8, 1, 9, cu 2, 11, 1 scriu 1 găsim, 9, 2, 18, cu 1 găsim 19, 7, 8, 3, 21, nu scriu 3 găsim, 9, 7, 8, 2, 14, da. 4, 8, 1, 4 ori 3. A, da. 4 la început. Da? 4 ori 3. A, pune aici. 4, 8, 3, 12. 2 scriu, 1 rețin. 4 ori 1 cu 1 reținut 5. Da. 4 ori 2, 8. Bun. 7, 2. Doi. Doi rețiune, da. 12, de ce nu rețin? 1 cu 8, 9 și cu 1 rețină, 10. Vezi? Așa mi-a dat și mie. 102.000. Am greșit. Deci 102.000. Hai să vedem. Ștefania, primul rând a fost bun? 1, 9, 1, 7. Da. Eu acolo, deci, la, în loc la de... Primul șir pot spui la mulțea cu 9. A fost bun aici. Deci, 1, 9, 1, 7. Și eu în loc de 4 am pus 1 din creșeală. Și aici 1, 4, 9, 1 trebuia. Eu am uitat să mai pun 1. L-ai uitat să-l pun, da. Am înțeles. Și 8, 5, 2 a fost bine, nu? 8, 5, 2. Da. Și atunci, din cauza... Ai văzut o simplă greșeală, nu? Ai uitat să-l pui pe 1. Eu în loc de 4 am pus 1. Tu, cine a făcut perfect? Eu. Tu l-ai făcut perfect. Bine? Mă dau o altă mulțire și de data asta, iar și independent. Cât face minus 289 înmulțit cu 347? Egal cu. Cu 347 egal cu. Cu 347. Da. Ori 347. Înmulțit cu 347.
gata, gata. Ia, cum? Mi-a dat 100.283. O să fac la tablă? Cât ai zis? 100.283. Ia să vede dacă nu ți-a dat. Hai să vedem, descoperim repede unde s-a greșit. 289 ori 347. În primul rând ai stabilit semnul. Aici, aici, trebuia să spui minus. 100, nu știu cât ai zis tu. Da? Că unul e minus și altul e plus. Și da, minus. Așa ai zis? Nu, am uitat să spun. 9 ori 7 ne dă 63. 3 scriu, 6 rețin. 8 ori 7, 56. Cu 6... 56 cu... 62. 62. 2 și 6. 2 ori 7, 14. Cu 6, 20. 4 ori 9, 36, care scriu 3 rețin. 4 ori 8, 32, cu 3, 35, ce scriu 3 rețin. 4 ori 2, 8, cu 3, 11. 3 ori 9, 27, 7 scriu 2 rețin. 3 ori 8, 24, cu 2, 26, 6 scriu 2 rețin. 3 ori 2, 6, cu 2, 8. Și mie mi-am dat la fel. Așa. 3, 2 cu 6, 8, 5 cu 7, 12, 2 scriu 1 rețin, 1 cu 6, 8, 1 cu 1. 2 cu 1, 3, cu 6, 6, 9 și cu 1 reținut, 10. Eu scriu 1 rețin, 1 cu 8, 9, cu 1, 10. Da, și mie mi-a dat. 100.283, da? Da. Deci, prima linie, 2, 0, 2, 3. 83. 283. Deci, 2, 0, 2, 3. 1, 1, 5, 6. Și 8, 6, 7. Mie nu mi-a dat așa, pentru că eu am făcut 347 ori 289. Același lucru trebuie să dea. Da, același lucru. Deci finalul trebuie să fie așa. Da, eu am peste 2 minute e 40. 82, așa v-a zis el? Așa. Bun. Deci este bine, semnul este corect. Deci minus 100.000, 100, că unul e negativ. 283. Da? Minus 100.000, 200. 83. Mai facem încă o mulțire. Și vreau așa. Minus 279 totul de mulțit cu minus 396.
Poți să fac repede? Nu, acum, mă refac o dată calculul, să fii greșit. Mă refac o dată calculul, că e stic, să poate trecura pe urmă greșeală. Refă de la început, să vezi dacă ești sigur că așa este sau descoperi greșeală. Eu cum le fac. Da. Zi, Stefania? 110.484. Da. Și mie tot la fel. Excelent, excelent. Ce vreau să o faci? Hai să faci. Deci, 279. Vai, 390. 6 ori 9, 56, 46, 7, 2, 2, 4, 10, 2, 5, 4, 10, 2 și cu 5, 42 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 și cu
1. 1. Și 8 regine. Corect. 97. 63. Corect. 8 și cu 3. 11. 1 scriem și 1 cu 6. 7. 1 scriem și 7 regine. Corect. Acum 9 ori 2, 18. Așa. 8 cu 7 face 15. Ați văzut 8 și 4? 2. Deci 20. 25. Corect. Acum 3 cu 9, 27. Așa. 7 scriem. Și 2? 2 regine. 3 cu 7. 3 ori 7. 3 ori 7, 21. 3, 23. Corect. 3, 3. Și 2 regine. Și 3, 3 ori 2, 6. Așa. 6 și cu 2. 8. Și acum le adunăm. 4. Da. 8. Da. 1 cu 6, 7, 7 cu 7, 14, 4 scriem, 1 le ținem, 1 îl ducem la 1, 2 plus 3, 5, 5 cu 5, 10, 0 scriem, 1 îl ducem la 8 și mai luăm 1 din 2, 9 și cu 1 care a rămas 10. Exact. 100 de mii, nu? 110.000, adică aici, de ce nu ne-a dat 100? Nu. Deci am făcut. 11. Așa, 11. Așa, corect. Da. Pe 8 și cu 2, 10 și cu 1 da. Care e 11. Foarte bine, foarte bine. Deci, corect este 111.484. Și acum să vă dau să faceți un exercițiu complex
cu semne, cu tot, cu tot, absolut. Ia să vedem așa. Să mulțiți voi următoarele două paranteze. Deci următoarele paranteze. Minus 17 plus 25 minus 3, totul de înmulțit cu 15 minus 4 plus 5. În mod, în două variante. Să faceți în două moduri. Adică eu vă arăt acum cum să face și cum veți face și voi. Mai întâi, aș face calcul din paranteza asta. Minus 17 și cu minus 3 adun datoriile. Ce datorie se face? Minus 17 și minus 3. Minus 20. Nu? Ai datorii 17 lei și mai încă 3 lei. 20. Deci ar fi 25 minus 20 aici. 25 minus 20. Înmulțit cu... Deci ar fi egal, într-o variantă, 25 minus 20, înmulțit cu... Adun banii cu plus. 15 și cu 5, 15 și cu 5 face 20. 20 minus 4, 16. Deci înmulțit cu 16. Și egal mai departe cu 25 minus 20, cât ar face 25? 5. Și vine 5 ori 16. Și 5 ori 16, 5 ori 6, 30, 0 și 3. 5 ori 5 cu 3, 8. Minus 80. Nu, plus 80. Plus. Da, plus 80. Plus 80, că te-am întâlnit cu plus. Da. Altă modalitate ar fi așa. Minus 17, îi lovește pe toți ăștia de aici. Nu. Hai să vedem. Ei, lovim acum. Vine minus 17 ori 15. Scriem așa. Minus 17 ori 15. Acum, tot minus 17 înmulțit cu minus 4. Deci, adunat cu minus 17 înmulțit cu minus 4. Minus 17 înmulțit cu minus 4. Adunat cu minus 17 înmulțit cu 5. Minus 17 înmulțit cu cât? Cu 5. Și minus 17 zice, gata, am terminat treaba. Cine vine acum la rând ca să lucreze? 25. Deci plus 25, care se mulțește cu primul pe care e de aici, 25 ori 15. Apoi, plus 25 ori 25 ori minus 4, ori minus 4, și 25 ori 5, plus 25 ori 5. Și 25, 10, și eu mi-am terminat treaba. Am terminat, pe toți i-am luat la rând și am atacat pe toți, mi-am făcut treaba. Cine vine acum? Minus 3 la rând. Și zice, plus, adunăm, pe minus 3, înmulțit cu cine minus 3? Cu primul care îl întâlnește, 15. Plus minus 3, care se bate cu minus 4. Înmulțit cu minus 4. Apoi, plus minus 3 cu plus 5. Minus 3 cu 5. Da? În felul ăsta am terminat și pe minus 3. Și facem calcul. E cam mai departe cu... La cât trebuie să ajungem? La 80. Da. Dar să muncim. Și vine minus 17 ori 15. Ce se va face dacă unul e așa și unul e așa la mulțire? Unul e așa și unul e așa. La mulțire face minus, ați zis, nu? Punem minusul și mulțim pe 17 cu 15. 17 ori 15. Și mulțim cum se mulțesc două numere. 5 ori 7, 35. 3 reținem. 5 ori 5 cu 3, 8. 1 ori 7, 7, 1 ori 1, 1, 5, 7 și 8, 15, 255. Deci face ce semn? Minus, nu uităm, minus 255. Am făcut, da. Minus 255, hai te rog să lași pe ea, da? Minus 255.
54 de minute. 54 de minute? Da. Hai să-l oprim și să facem un alt. Acum dacă...